Ființa noastră, te rugăm fierbinte, să ne asculți de-a poruni, marea rugăminte. Nu ne lăsa, măicuță, să perim pe cale, căci noi suntem fii lacrimilor tale. Zi de post, binecuvântată de Dumnezeu cu soare, cu vreme frumoasă. Avem deosebită bucurie de a avea în biserica noastră, putem spune ca oaspete de seamă, icoana Maicii Domnului Făcătoare de Minuni de la Mănăstirea Hadâmbu. Se împlinește în această zi o dorință fierbinte a noastră, aceea de a avea și aici icoana Maicii Domnului, care este izvor de binecuvântare și de ajutor. Și este un prilej de mare bucurie și de folos sufletesc, nu numai pentru noi, ci și pentru enoriașii noștri și pentru toți creștinii din acest cartier, din această zonă a orașului și din tot orașul, care vor veni și vor avea dorința și evlavia să se închine Maicii Domnului. De dimineață, începând de la ora 7:30, 7:30, am săvârșit slujba ceasurilor, apoi Sfânta Liturghie și Sfântul Maslu, o lucru obișnuit, rânduială obișnuită la noi la parohie. Apoi am întâmpinat, așa cum se cuvenea, în procesiune icoana Maicii Domnului, care a ajuns la noi cu binecuvântarea înalt preasfințitului Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, căruia îi mulțumim din suflet pentru această binecuvântare și cu, prin bunăvoința Părintelui Stareț Nicodim, Gheorghiță de la Mănăstirea Hadâmbu. La momentul de față citim acatistul Maicii Domnului, după aceea icoana va rămâne în mijlocul bisericii pusă spre închinare. Cei care vor veni la biserică vor avea ocazia în tihnă să se închine, să se roage Maicii Domnului. După amiază de la ora 17 vom săvârși un Sfântul Maslu de obște, într-un sobor de preoți și diaconi, sobor care va avea în frunte pe Părintele Stareț Nicodim, Gheorghiță de la Mănăstirea Hadâmbu. După Sfântul Maslu, după taina Sfântului Maslu, biserica va rămâne deschisă câtă vreme vor fi creștini care să se închine la icoana Maicii Domnului și dacă va fi nevoie vom avea icoana aici în biserică și mâine până jurul orei 10 sau 11 în funcție de cât creștini vor dori să vină să se închine la această icoană făcătoare de minuni. Socotim că este un prilej de o șansă reală pentru cei care nu pot ajunge la Mănăstirea Hadâmbu din cauza neputinților trupești pe care le au sau datorită distanței și deci iată este o șansă mare pentru ei de a se închina icoanei Maicii Domnului și suntem convinși că toți cei care vor veni cu evlavie și se vor ruga cu credință la această icoană făcătoare de minuni, vor primi de la Maica Domnului împlinirea cererilor lor și chiar ne-am bucurat ca pe viitor cei care în această zi s-au închinat aici în biserica noastră la această icoană să poată mărturisi, verbal sau scris, că au simțit că într-adevăr Maica Domnului a ascultat și a mijlocit pentru ei și Mântuitorul Hristos le-a împlinit cererile. Nu ne lăsa, măi! Să perim pe cale, căci noi suntem fii lacrimilor tale. Icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului a fost adusă la Mănăstirea Hadâmbu în 1938
după redeschiderea schitului Adâmbu de părintele stareț, primul stareț român, iromonacul Iof Mazilu. Acesta, redeschând acest schit părăsit timp de 77 de ani, a umblat în partea Romanului după un ajutor bănesc și întâlnindu-se cu preotul Octav Zmău din Ramașcan, din orașul Roman, dăruindu-i icoana făcătoare de minuni, i-a spus că nu mai trebuie să umblă nicăieri după ajutoare, doar atâta se roage la Maica Domnului că îi va da multe și tot ce are de nevoie. Într-adevăr, de atunci și până ziua de astăzi, Maica Domnului a revărsat harul și binecuvântarea asupra schitului Adâmbu, ulterior mănăstirea Adâmbu, revenind în anul 1992. Multe minuni, multe tămăduiri s-au săvârșit de-a lungul vremii. Povestesc localnicii satului cum au fost adus la icoana făcătoare de minuni de părinții lor și cum au plecat tămăduiți de la icoana făcătoare de minuni și, bineînțeles, rugăciunile care se săvârșesc zi de zi la mănăstirea Adâmbu. Din anul 1992, când s-a întâmplat prima minune, când în ajunul Bobotezei, a izvorât mir din ochiul stâng al Maicii Domnului. Bineînțeles că erau foarte mulți credincioși din țară prezenți care au observat că Maica Domnului a început a se lumina la față și încet, încet biserica s-a umplut de o mireasmă nespusă, o mireasmă foarte frumoasă și bineplăcută. Prima dată când s-a întâmplat, părinții, neștiind ce să facă, au anunțat mitropolia care, venind la fața locului, au constatat că a izvorât Sfântul Mir din ochiul stâng al Maicii Domnului. Minunea repetându-se în 1993, bineînțeles din 1995 și așa mai departe până în ziua de astăzi. Multe minuni, cum am mai repetat mai înainte, multe tămăduiri s-au săvârșit înaintea icoanei făcătoare de minuni, dar datorită și a credincioșilor care au pășit pragul mănăstirii și a evlaviei care au avut către Maica Domnului rugându-se zi și noapte înaintea Sfintei sale icoane. Nu ne lăsa, măicuță, să perim pe cale, căci noi suntem fii lacrimilor tale.